Айно робовица. Айно. Băi, Bobiță! Păi ce face, mă? Ce face, mă, Dorule? Păi asta întreb și eu, ce face? Ce? Nu ne servește și pe noi cineva? Păi ce, până acum cum era? Intrați voi, veneați aceia la cârciumă, intrați aici la teschia, dă-ne, bă, o bere, ia o bere, te duceați după aia acolo frumos la masă, nu? Păi și ție ți se pare normal așa? Că mie nu mi se pare normal așa, Bobiță. Adică cum vine asta? Nu suntem noi clienții tăi? Adică eu vin aici, îți plătesc niște bani și tu mă tratezi în halul ăsta? Păi de-aia n-ai tu clienți, Bobiță. De-aia nu mai vrea nimeni să intre la tine în cârciumă, că nu știi să te porți cu oamenii, mă. Aha, a început revoluția, a? Nu, mă, că are dreptate, Doru, bă, Bobiță. Păi dacă vroiam bere, mergeam la magazin, că acolo e 3 lei. Păi dacă tot plătim 6 lei, păi nu trebuie să ne aducă cineva și nouă la masă berea? Hă? Nu e așa, mă? Păi, dacă tot îți dăm dublu pe aia? Hai, noroc. Ia ziceți, mă, ce vreți? Ce vrem? Păi uite, vezi, are dreptate Dorul. De venit ai venit, dar iartă-mă, tot în sitir ne vorbești. Ia uite, scuză, eu numai. Ce dorește domnii? Așa, mă, așa. E mai bine așa? Așa, păi vezi că se poate. Păi trebuia să facem noi scandal. Dacă te purtai așa de la început, nu mai aveam discuția asta. Nu că mă supăr eu acum pe tine, că nu ești un băiat rău, dar să știi pe viitor. Da, mă înțeleg. Și ce să fie? Un aperitiv, un sălămior, o ceva așa, un antreu? Ce să vă aducă sclavul vostru aici? Am dorit o bere. Da, o bere. Bine, băiatul! Au-te, Dorule! Păi ce face, mă? Ce face, Dorule? Păi ce, am cerut noi 3 beri? Păi nu, dar am adus 3. Păi de ce, bă, Bobiță, dacă noi am zis că vrem o bere? Bă, Dorule, ia mă, uite, dracu, de unde ai venit tu, mă? Păi dacă eu v-am adus 3 beri, că voi sunteți 3 oameni și n-aveți bani să plătiți 3 beri, atunci duceți-vă, bă, de unde ați venit? Nu mai veniți la mine aici să-mi spuneți că nu vă servesc, că nu vă pupă în curcă, pe dracu să mă ia. Ia ieși afară și nu te mai uita ca curca în creci, hai! Ia uite, mă, vreau o bere și 3 paie. De data asta e cum vrei tu, dar pe noi n-ai cam pierdut ca... Hai, mă, ieși, mă, du-te deci... că te-am pierdut. Da. Ai, dracu! Hai, sictir! Am un stun la el, ce facem, Bobiță? Bă, unde umbli, bă, Panara, bă, de mă lași cu ăștia pe cap aici, de are toate figurile din lume, toți proștii mi-a venit aici, da? Dar de ce nu ne servești la masă? De unde ai fost? Am avut treabă, mă. Ce treabă ai avut tu, mă? Am făcut o cursă. Că te-al dracu, acum te-ai apucat de taxi acum, a? Când? Când, pe dracu, îți dea că iau și cu mirea să-și dau cu ea în ochi. N-ai zis mai înainte că ai avut o cursă? Da, m-am dus niște beri. Unde ai dus, mă, niște beri? Am dus niște beri, că m-a sunat fisul unei atitel. Să-i duc 10 beri și mi-a zis că dacă nu-i le duc în 5 minute, mi le aduce el mâine la cimitir. Ce, tu nu te-ai fi dus? Limba, mă? Da. Păi s-a întors limba din Spania? Nu era acolo la pușcărie? Nu era închis? Nu, mă, s-a întors și a zis că nu mai pleacă niciodată. Că se poate face bani și în România dacă ai cap pe umeri, știi? Și a trebuit să stau cu el, să-l ascult, că lui nu-i place să bea singur. Nu mai zic că mi-a dat jujută în curte, mă! Limba, mă? Da, mă! Păi de ce ți-a dat cu șutul în curcă? Că era una de beri caldă. Și ai luat banii pe bere? El a vrut să mi-i da, dar mi-a fost frică, mă, și a zis că e de partea noastră. Nu, no, că ești Panara, mă, mare. Și în ce bucăt a lovit când ți-a dat șutul ăla? Pa, mă, mi-a dat pe dreapta aici, știi cum mă ustură, dar de ce mă întrebi? Ca să-ți dau eu în stânga, să vezi ce înseamnă șut în curcă a lumea dat. Dar de ce să dai, mă? Adică m-am întâlnit, mă, pași tu acum. Hai de capul meu. Limba era, mă, el? El era, mă. Mi-am dat, dracu. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.